Vineri seara a fost o tentativă din partea Federației Rusă de a mă anunța în căutare internațională, ilegal, deci fără acceptarea Lionului, secretariatului general a Interpolului. Am citit explicațiile, și da? Ca să știți, deja sâmbătă de dimineață eram șters din toate bazele a Interpolului, deci Interpolul a blocat această tentativă. Deci și cei din Federația Rusă care îl sprijină pe Dodon și Dodon, ei înțeleg că Constituția nu le permite să fiu astăzi reținut și extradat din Republica Moldova, dar această căutare frauduloasă a fost organizată pentru a vedea în ce state merge usat, în ce hotele locuiește, ca să-mi vadă toate traseurile, care carduri bancare le folosesc. Deci pentru un filaj ilegal a fost organizată această căutare.